Wow! Old Spice, cu aromă de bărbat. Îmi iau un pic sătică de suculeț. Salve, șacalilor, ce faceți? Mimulețul cu Sniculețul. Eu sunt Sniculețul. Bă, să vedeți ce am pățit, mă, și-au mai făcut niște oameni grup. Bă, uitați-vă și voi când intrați în Mimuri cu Snic, să fie ăsta veric, cu aproape 100.000 de membri. Bă, și-au făcut niște ratați grupuri Mimuri cu Snic, da, exact la fel ca al meu, și voi ați intrat în ele veric și-au făcut 25.000 de membri. În loc să intrați în ăsta care are 90.000 de membri, v-ați dus în grupurile alea veric, unde se postau numai prostii, bă. Postau mimuri de alea unde mă puneau desfrânat veric. Mă puneau dezbrăcat acolo, am muncit cu Facebook, le-am dat 20 de mail-uri să se închidă grupul ăla. Uitați-vă și voi când intrați, bă. Avem apiță în cănița mea de viking și bine m-am regăsit la un nou episod. Dacă vreți mai facem clip cu mimuri, v-am zis 30.000 de like-uri ca să nu se închidă seria asta. Și un subscribe dacă vreți, durează 3 secunde, legit, până acum ai ieșit și ai dat subscribe, înțelegi? Ia să vedem ce e asta. Două fire, două paie, ia ciulea. Nu pot să cred. De ce, mă? De ce de se la cineva așa ceva? Bă, dați-mi-l meni să mi-l pun aici. Bă, deci dacă aveam voie să bat cui în apartamentul ăsta din chirie, deci așa tot îmi făceam, e nebun la cap, tot îmi făceam. What the fuck? Popă, zice tactul să-i dai aia. Mă, de unde vă duce capul așa de... Dar uite aici, direct. Auzi? Auzi atât? Da și mie aia să repar aici, n-auzi? Bă, n-auzi de aia că tau aici cu lanterna. Bă, da aia n-auzi. Are rău, superb, deci este top. Și cum te trezești așa de ușor? Alarma mea. Marza muncă, ratatule, putoare de om. În ce mă stai cu putării? Ce tu stai? Unde cu motivația? Ce ai promis la ce putoare? Bă, veri, cum îmi pun alarmă de asta, mă? Cum îmi pun alarmă cu mine? Să mi se vadă fața acolo. Deci dacă mă văd eu dimineața, nu. Deci ori mor pe loc și nu mă mai trezesc în viața mea, dorm etern, ori sar din prima să mă opresc, că nu vreau să mă văd. Mai ales chel boss, bă. Și că tot vorbeam de păr, mulțumim sponsorului episodului de astăzi și anume... Shav. Shav este un aparat de ras, da, în special pentru bărbați. Este pentru tot corpul, dar mai ales pentru zonele intime, da. Nu este rușine să vorbim despre asta, pentru că suntem oameni și toți avem, da, păr pe noi. Unii avem mai mult, alții mai puțin. Mi l-am luat pe ăsta pe care îl folosesc eu. Și uitați cât de mare este în comparație cu ăsta. Și ce mică. Este mic, este wireless, are aici luminiță ca să te ajute. Bine și cu un încărcător frumos să stea aici. 90 de minute durează bateria după ce îl încarci. Vine și cu două atașamente de astea de mărim. Vine inclusiv și cu o husă să-l iei după tine. Mică și drăguț. O venit exact cu felia mea chestia asta. Am fost plecată în Indonezia 3 săptămâni și a fost greu, mă, cu ăsta pe care l-aveam. Pentru că în baie, în multicazări nu aveam priză. Ăsta măcar era wireless, era mai ușor. Am, de acum le-au frumos cu mine. O să aveți un link în descriere de unde puteți să luați și voi. Poate luați pentru voi, poate luați cadou, că acușa urmează lunile cadourilor. Mulțumim cu atât sponsorului, aveți link în descriere și noi revenim la mimuri. Pov, eu cu băieții pe 9 septembrie în curtea școlii. Bă, veri, deci este atât de relatable, veri, chestia asta, exact așa eram. Nu era eu mare smart 2 de ăsta în liceu, mă, veri, dar începeam să devin. Deci dacă ați făcut vreodată o poză cu mine, știți că asta e poziția mea, ia. Vino, prieteni, cu aia, uite-l. Așa, direct, nu m-aș da ce să stau. Superb, deci îmi plac mimurile. Bă, deci asta este poza de la filmul pe care v-am zis eu, Transilvania Ninja, în care am avut un rol și o să apară pe 6 decembrie în toate cinematografiile din țara asta. Băi, pe 6 decembrie să veniți la cinema să mă vedeți și pe mine dacă am stofă de actor. Dacă am stofă de actor, să mor dacă nu fac un film, pe cuvântul meu. Deci neapărat să veniți, dar o să, uite, dacă vreți să stați până la final, o să vă arăt trailerul de la film. Mă uit o leacă la el pentru cine vrea. Continuăm. Ia uite. Don Carleone, direct, ia uite. Direct ăsta să mor dacă nu. Tu iar ai venit să mă deranjezi pe mine. Păi da-ți spun eu ce fac că m-ai deranjat. Îți dai degetele și scând cu ele pe dinți. Bă, da, vedeți că în mod neironic este prea tare. Deci să mor eu, ce bine. Mamă, cred că-mi fac tatuaj pe gât. De ce să-mi fac tatuaj? Că am zis că nu mai fac tatuaj și-mi iau pălăriuță de asta. Bă, prea bine îmi stă. Deci sunt de acolo, bă, sunt de prin anii 70. Sunt acolo cu Peaky Blinders, să mor. Ia uite. This, nu. This, yes, I love this. Efectiv ador, băi, Florin, adevărat. Ia uite câte puncte are, 36.000 de puncte. Florin, e și moderator și-o băga puncte de la el. Bă, deci asta e de acolo, bă, de unde am fost să mor. Eu am făcut poza asta sau am luat-o de pe net? Bă, deci să mor eu dacă nu. Bă, ce aventură am trăit aici la plaja asta în Indonezia, să mor. Deci o lună în altă țară nu se compară, tot la Minecraft, frate. Bă, tot la Minecraft, mă, frate, m-aș uita. Asta este, îmi place mai mult ce vrei. Bă,
Wow! Bă, nu mă simt ok. Mă simt ușor, nu știu, așa, deranjat, neliniștit, da. Simt că nu era nevoie de asta. Exact asta simt, că nu era nevoie. Bă, măcar bea apă, da? Dacă bea apă, hai să bem o gură de apă în cinstea mea. Copiii de la 5 la 1 dimineața. Mami, mie se... Mami, aș vrea să spun că mi-e un pic setică. Îmi e un pic setică de suculeț. Știu că tu îmi dai doar apă, dar aș vrea suculeț. Asta ca idee, așa pozi îmi face gagică mea, da? Deci uitați poze aici, ce mamut sunt dacă... Ia uite-l, direct. Nu, s-a terminat, deci asta sunt, deci atâta pot. Ia uite-l. Exact, homo invectum des notram dem sapiens, direct. Suntem 94.000 de oameni aproape, la 100.000. Vreau eu să fac un giveaway, nu știu, cu ceva. Voi au ceva de pe Food Shop, ceva de... Fac eu 500 locul 2, nu, 3, locul 2 800 și locul 1 1000, ceva de pe Food Shop. Ce vreți voi, cu codul SNIC 10% reducere. Pov, singurul prieten cu mingi, cred că simt ce urmează. Zi, Mihai, îți plac săracile? Mihai, dar cu rățuștele v-ați jucat? Deci suntem toți în același Matrix, veri, mă jur că aveam prieteni exact ăla cu care aducea mingea. Trebuia să fii cel mai handicapat, veri, iertați-mi cuvântul. Bă, dar era prost, era enervat rău de tot, veri, că era... Aha, e mingea mea! Și gata, veri, softica pleca cu mingea. Na, că era mingea lui. Era mingea lui la 20 de lei atunci, că acum am iau 100 de mingi și degeaba, că nu le mai folosesc. Snic mai potează, am chipsuri de mâncare. Bă, trebuie să-mi schimb bannerul, bă. Trebuie să-mi schimb bannerul. Chiar, bă, ce banner am tot pe ăsta? Bă, voiam să pun aici ceva cu subscribe, să joc și o lecție de viață. Chiar, bă, încă 80.000 de abonați. Bă, 80.000 de abonați și poate-i conving pe ăștia de la Pro TV să mă bagi, veri, și pe mine în lecții de viață, veri. What the fuck? De tăi de vulpi. Bă, și de ce sunt aici cu un toiac și cu o găină în brațe și furios și o vulpe care fuge? Vreți cumva să insinuați că mă plimbam liniștit cu găina mea în brațe, mă rog, pe lângă mine? Cine o veni, vulpea să-mi o furi și am fugit repede după găina mea să nu-mi furi găina și am zis, hei, vulpe, hei! Ce-i asta, Nicolae? Oh, wow, ce frumos, chiar este drăguț, chiar o să-mi pun gen cover de telefon cu el. Ia uite-l, ce tare este, bine, pe mine nu mă cheamă Nicolae, dar ca idee este mișto. Mulțumesc, Nicolae. Snic, Nicolae, Nicolae, Snic. Vă mulțumesc mult. Așa rămâne, să mor. Ia uite-l. Snic, Eva. Asta este un mare secret al meu, cum de vi l-am zis. Mama mea voia să fiu fată la naștere, să mă cheme Ema, fraților. Și am ieșit băiat și mă cheamă Luci, să mor. Nu mă mai zic nimica. Zi, mamă, că tot uiți la clipul ăsta, făcea Ema YouTube? Zi, poate făcea. Poate chiar avea mai mult succes decât mine, că era femeie, da? E, vrei poză cu ai tăi când erau tineri și mergeau la mare, la costine. Eu legit am ajuns să fiu unchiul tău ăla care merge la plajă. Exact unchiul tu sunt. Am ajuns să fiu unchiul. Ce vedem pizza la 3 dimineața, veri? Nu! Nu se poate așa ceva. De ce sunt cu o furculiță la guriță și abia aștept să se facă pițulica la microunde? De ce este atât de tare această poză? Uai, bă, deci mimuri atât de bune. Bă, nu știu ce s-a întâmplat, dar devin mimurile mai bune. Bă, reacționați la mimuri, bă. Uite, lăsați pe ăsta cu 200 de like-uri. Dați-i like, bă. Old Spice cu aromă de bărbat. No, bro. Hey, yo, what the... Hey, yo, bro, what the fuck? Hey, yo, hey, yo, bro, what the fuck? Nu sună mai. Bro, frate, cu tehnica asta combin orice fată. Real zici, bro? Da, frate, uite și învață. Zici cine, uite, ești de frumos. Da, că îți dau haine cu gura jos. Eu sunt pe jumătate chinez, știi care e numele meu de familie? Care? Xiongping. Mihai Xiongping, așa. Bă, care erau șansele să imite exact personajul ăsta înainte de mimul ăsta? What the fuck? Bă, Matrix-ul e real. Mă, veri, Matrix-ul e real. Trească familia lui din Matrix, veri, dacă nu e real. Ia, dacă e cu minioni, îmi place. Luca! Bă, voi sunteți minionii mei. Bă, voi sunteți ăștia, frate. Voi sunteți ăștia. Și eu sunt gru, frate. Voi trebuie să mă alegeți pe mine ca stăpân, ca stăpinul. Eu sunt stăpânul vostru. Sunteți minionii mei. Hai, minionii mei, comandați de pe buzău cu codul SNIC. Dați like, minionii mei. Armata mea de minioni. Acum și facem 2 milioane de minioni de ăștia, veri. Astea sunt mimurile. Urmează să ne uităm la trailer, da? Oricum, mulțumesc moderatorilor pe care aveți în descriere. Mulțumesc că vă luați atâta timp să faceți chestiile astea. La 100 de
1000 de oameni, o să facem un fel de concurs cu locul 1, locul 2, locul 3, da? Cine strânge cele mai multe like-uri la meme, locul 1, locul 2, locul 3, v-am zis, le iau eu ceva de pe fus și o vedem cum facem giveaway-ul. Acum, pentru cine vrea repede rău de tot să vedem trailerul de la film de la Transilvania Ninja, bă, v-am zis, pe scurt este o comedie unde am jucat în vară să o filma filmul, o să apară pe 6 decembrie în iarnă. Ia uite-l aici pe Sniculeț, ia uite-l pe fratele Puia aici să mor. Și acum hai să vedeți o leacă cum o să fie, bă, să-mi spuneți, bă, vreau neapărat să spuneți dacă o să fiu cringe. Opa, păi ce avem noi aici? Iar în colimator așa. Opa, a apărut Sniculeț din prima. Băi, am uitat pe Sniculeț, deci pe mine mă cheamă Dani în film, priviți. Opa, păi ce avem noi aici? Iar m-a luat în colimator așa. Ți-am spus, mă, că n-ai voie pe strada asta? Mamă, abia ce să... Cum să mai iau la bătaie cu tăți, ai nebunit? Abia ce să... Ia uite-l pe Sniculeț. Dă-i un capac, te rog, e frumos că mă murdăresc pe gula. Băi, întâmplare, ce întâmplare, ai venit așa pe amenințare, a? Ai noroc că-s pacifist. Este o comedie tare, rău, cu satul lungul, puia. Băi, momentul să învățați bătaie. Da, ca să dați, nu să luați. Ce tare să fie. Ați în satul vecin la Năpârliț. Vedeți că o să fie tare. Mihailu Boboca, băi, brusle. Antrenați-vă, luptați și câștigați. Oh, da. Dar nu vreau să vi-l arăt pe tot, că o să vină pe YouTube. O să vă las linkul de la tot trailerul pe YouTube. Am încă o chestie mică și atâta vă mai arăt. Ia. E că după neprezentare. Stai. Treci la un scandem pe 20 de lei. E că după neprezentare. Vă mai arăt chestia asta, ia uite, Snic. Avem o problemă. Nu știi nimeni ce s-a întâmplat acolo, atâta, gata, tavărăt. O să fie mari comedii, avem și pagina de Instagram, Transilvania Ninja se numește filmul, pe 6 decembrie în cinema, vă rog să-mi ziceți că mergeți. Cam atât a fost episodul, vă mulțumesc mult de tot că m-ați urmărit, mulțumesc pentru tot efortul pe care îl faceți pentru mimurile astea, moderatori, voi minioni că faceți mimuri. Nu uitați să vă abonați, facem 2 milioane de abonați să jucăm și noi în lecții de viață, vă rog eu frumos, că acum nici nu mă bag în seamă, veri, că n-am 2 milioane de abonați, nici nu răspund la mesaje, veri. Vă aștept și pe voi în mimuri cu Snic. Vă las și trailerul de la film în descriere. Și până data viitoare, ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Pa, bă!